Municipiul Suceava a găzduit și în acest an unul dintre cele patru turnee zonale ale Cupei Hagi Danone la fotbal pentru copii cu vârsta între 10 și 12 ani. Întrecerea s-a desfășurat în acest weekend pe stadionul Areni, unde au participat 32 de echipe școlare din județul Suceava. Îmi place această competiție, că ținând cont că am fost și eu mic și am jucat și eu, mi-aduc aminte cum e acum Cupa Danone, a fost în 94 Cupa Coca-Cola, atunci am fost și eu descoperit de la gura humorului, am jucat și am câștigat noi zona, cum ar veni. Da. Cum ți-au părut copiii? Copiii buni, sunt bucuroși, ați văzut. Sunt bucuroși când merg la Constanța. Acum să merg acolo să fac o figură frumoasă, să roace bine și să ia măcar un premiu ceva și acolo când merg la zona de la Constanța. Sunt mai multe competiții acum pentru copii față de anii 90, 80. Așa e, da, sunt mai multe. Da, în primul rând trebuie să felicităm pe Toni că a organizat în fiecare an foarte bine competiția cu Cupa Hagi Danone și vedeți că au venit, se poate să descoperim și copii buni și la Suceava. Vedeți, acum s-au calificat o echipă de la Bosanci. Câștigătoarea se califică automat pentru turneul final al competiției care se va desfășura la Academia lui Gheorghe Hagi din Constanța în perioada 25-29 mai. Pe lângă cele patru învingătoare de la turneele zonale, la turneul final vor mai participa echipe școlare de la Liceul Teoretic Eugen Pora din Cluj-Napoca și de la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu din Târgu Mureș, calificate în urma rezultatelor obținute în cadrul competiției în anii anteriori, dar și alte șase cluburi cu rezultate bune la nivel juvenil, precum Dinamic Craiova, Kinder Sânt Georgiu de Mureș, Luceafărul Drobeta Turnu Severin, Kinder Târgoviște, Viitorul Cluj și Academia Gheorghe Hagi. Cum a fost competiția? Da? Destul de grea, da? A reușit. Am văzut că ai bătut și penaltiuri, ai jucat în câmp înainte sau tot timpul ai fost portar? Am jucat un pic și pe câmp, dar n-a reușit să dau gol. Am dat în schimb gol la penalti. Ai echipă favorită? Champions League? Cine crezi că va câștiga? Champions League cred că va câștiga Bayern München. Am dat 8 goluri. 4 în primul meci, 2 în al doilea, încă cred că 1, să nu mai știu, în sferturi. În semifinale am dat încă un gol și în finala mică n-am mai dat niciun gol. N-ai reușit să câștigi cupa? Nu te-au ajutat colegii? Nu, eu i-am dat o pasă, el a dat pe lângă parte în loc să mi-o dea înapoi. Și am pierdut în semifinal cu Șerbăuți. Zi-mi, ce echipă favorită ai în Champions League? Barcelona.